În urmă cu o săptămână, prețurile legumelor și fructelor de pe piața Giurgiuveană erau accesibile tuturor. Acum, după instalarea frigului, situația s-a schimbat semnificativ. Prețurile au crescut, în unele cazuri chiar și cu câțiva lei, inexplicabil pentru cumpărătorii care sunt nevoiți să aloce mai mulți bani pentru cumpărăturile de toamnă. Da, au crescut în prima zi, dar văd că acum am început să mai coboare. Gogoșarul era 50.000, acum văd că găsesc și 40 și 42. Nu știu cum se întâmplă, tot timpul cât e frig crește, când e cald, tot aceeași marfă scade. Potrivit de bune. Și pentru buzunar mai... Se pare că au mai crescut de când cu frigul? Mai crescut nițel, da. A mai crescut un pic. Foarte piperate, cum să spunem. Mult scumpe, scumpe. La pensiile noastre, 5 milioane pensie, nici nu facem față. Acum că s-a mai răcit vremea, credeți că au mai crescut? Da. Profită de ocazie și le cresc. Da. Vine iarna, acum și trebuie să-și bage fiecare la borcan. Înainte, până în frig, era mult mai ieftin. Deci, să zicem, era o conopidă 20 sau nu știu cât era. 25 și acum e 50. Nu știu, parcă am avea miliarde pe lună. Toată iarna am luat 5 kg de gumbar. Aduce în greu, greu, greu. Asta e. Suntem obișnuiți să mergem tot înainte. Comercianții profită din plin de faptul că giurgiuvenii mai au puțin timp la dispoziție pentru a pregăti murăturile, așa că în ciuda unei piețe bogate în produse, au mai adăugat câțiva bănuți în plus la kilogram. Ca să vă faceți o idee în ceea ce privește costurile actuale, vă spunem că un kilogram de roșii se vinde cu prețuri între 1,5 și 4,5 lei. Gogoșarii au un cost per kilogram de 4 lei, gogonelele 2 lei, o conopidă costă 4 sau 5 lei în funcție de mărime, ardei grași sau capia pot fi achiziționați cu prețuri între 3 și 4,5 lei, iar castraveții cu 3 lei. În ceea ce privește fructele de sezon, acestea sunt cam pe terminate, așa că piața abundă de produse de import și acestea destul de scumpe. Singurele prețuri accesibile sunt la gutui și struguri, în timp ce piersicile și merele au prețuri ce variază între 3,5 și 5 lei. Dacă vremea nu se încălzește, piața va rămâne la fel de scumpă, mai ales că în curând vor sosi produsele de import, mai biperate, dar și lipsite de gust.